aveți de când ființați? Varianta nouă. Am început anul trecut în luna mai. Atunci, normal, când am început, aveam o perioadă, nu speram să ajungem la performanța, să avem câte flori avem acum. Gândeam că mai durează, o să fie o problemă cu încălzitul, am rezolvat și problema cu încălzitul și deja suntem la 20, 30, 35 de mii de fire de flori acum. Vom face mai multe, că se fac în etape. Ce produce? Diferite, panseluțe, bănuți, gazanii, cârciumărese, crăițe, aproape toate tipurile de flori. Plus flori de ghiveci, cum ar fi un fixus, o colocazie, un divers. Pentru uzul orașului administrat? Pentru uzul orașului, în primul rând. Necesarul pentru oraș și în etapele care plantăm noi, 100 și vreo 20.000 de fire de flori, diverse, nu un tip. Sunt etape, unele le pun primăvara, altele se pun mai târziu, altele toamnă. 120.000, acum s-a mai mărit și suprafața de spațiu verde în oraș, să mai adaugă un parc, cam așa, vreo 120.000. Când încep primele plantări? Sfârșitul martie o să ne ducem cu panseluțele, cu bănuții, că ăștia perioada lor atunci. Ei aveți gata sau acum cresc? Dacă filmează lângă mine, le vedeți jos rândurile. Acelea sunt panseluțe și bănuți. Păi sunt. Într-o lună jumătate sunt deja în stadiu de floare. După ei ce urmează? În alte luni? După ei urmează diverse. V-am spus gazanii, cârciumărese, crăițe, toată gama de flori. Asta începând din mai undeva și se tot completează iunie, iulie, după care în octombrie venim crizanteme, tufănele și alte flori de toamnă. E vreo lună din an când stați degeaba? Nu, e muncă permanentă aici. Muncă permanentă și muncă serioasă, fără exagerări. Se muncește non-stop. Pare că e un hobby așa, când te gândești la plante și ghivece. Păi nu, e un lucru formidabil să și placă ceea ce faci. Asta e esențial. Dacă nu-ți place, oricât ai fi de muncitor, înseamnă că nu realizezi mare lucru. Dacă îmi pui și suflet, e o treabă foarte bună. Sunt două corpuri de seră și câți angajați în total? Câte doamne aveți? Total pe seră avem 10 angajați, din care 2 sunt paznici. 8 muncitori și 2 paznici. Nu. Per total la ora actuală la seră. Momentan nu avem, încă nu mai avem nevoie și de să suplimentăm. O să mai plantăm, dacă vreți, o să vă arăt și dincolo, în corpul celălalt urmează să mai plantăm, atunci o să mai aducem 2-5 oameni. Mai mult nu. Serele din bugetul local, aproximativ 900 de mii de lei ne-au costat serele. Am vrut să avem sere performante, să avem flori pentru oraș din producție proprie. Un prim aspect, iar al doilea aspect, să mai creăm și câteva locuri de muncă. Pentru că până acum cumpăram din altă parte, mi s-a părut scumpe și am zis, hai să facem noi investiții cu Consiliul Local. Societatea care se ocupă de sere este a Consiliului Local, deci înființată de mine în 2010, deci eu am fost inițiatorul proiectului pentru gospodăria comunală, dar și serviciul de termoficare în 2010 și de atunci ne-am propus în momentul când vor fi bani la Consiliul Local să avem propriile noastre sere, să putem produce noi producție de serie, flori pentru oraș și eventual pentru comunele limitrofe, dacă vor să-și facă și dânsi îmbunătățiri sau amenajări florale prin parcuri, școli, eu știu, primării, ce mai au și dânsii pe acolo, prin dotare. Care sunt planurile de viitor? Ceva termic, îmi spuneți, pentru seră? Deocamdată sunt într-o discuție, într-o procedură de achiziție pentru o fabrică de peleți, pentru că noi avem un serviciu în cadrul gospodăriei comunale de spații verzi care se ocupă de toaletatul copacilor.
și avem foarte multă materie vegetală care am putea să producem peleți, să facem o centrală proprie pentru încălzire pentru moment, iar în viitorul apropiat, prin apropierea Sierei, chiar pe strada prelungirea Seimeni, trece coloana de agent termic și am putea să facem un punct termic pentru încălzire în momentul când centrala va putea să dea orașului agentul termic necesar. Deocamdată sunt discuții pentru mărirea punctului termic în unitatea 1-2 și după ce dânșii realizează acea investiție, majorare de punct termic, se mărească capacitatea, atunci vom face și noi legătura cu SRL. Și vom avea atunci agent termic și probabil SERA va funcționa de-abia de atunci la capacitatea maximă.